Bună ziua tuturor! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre și astăzi ne întâlnim într-un loc frumos ca peisaj, dar cu o veste care este de mult așteptată de locuitorii acestei zone a județului Bacău, adică în satul Mulosu, în comuna Lipova. Alături de mine, în echipa Consiliului Județean, este vicepreședintele Consiliului Județean și doamna directoră al Serviciului Județean de Drumuri, domnul primar care este gazdă și domnul deputat Ionel Floroiu, pentru că suntem în colegiul dumnealui și răspunde de această zonă din punct de vedere politic și coordonează aici activitatea. Subiectul întâlnirii noastre de astăzi se referă la drumul județean pe care am venit, drumul județean 241C, lungimea totală a drumului de vreo 17,4 km, pleacă din Roșiori până la intrarea în județul Neamț, după aceea în satul Mulosu, Valea Caselor, satele Lipova, Valea Hogei, satul Nou, până la limita județului Vaslui. Tronsonul de care discutăm astăzi și se va face obiectul contractului de modernizare și întreținere, e vorba de o lungime de 7,4 km, trece prin satul Mulosu, Valea Caselor, Lipova și Valea Hogei. Deci, prin toate aceste patru sate, este un drum care nu a fost asfaltat niciodată. Asta este, poate, foarte important de menționat și pe care oamenii de aici și cei din zonă și pelerinii care traversau, pentru că aici sunt două mănăstiri, Mănăstirea Sfânta Mina și Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel, chiar aici în Mulosu, și tranzitau și veneau pelerinii care vin la aceste mănăstiri, și sigur atractivitatea zonei respective, pe care cu siguranță cu toții știm că dacă investim în infrastructura rutieră o facem mult mai atractivă atât pentru cei care doresc să investească, fie că e vorba de agricultură, fie că e vorba de turism ecumenic sau de altceva. E o valoarea totală, e vorba de proiectare cu execuții, valoarea totală a lucrării este de 16 milioane, cu tot cu TVA, din care 327 de mii se referă la partea de proiectare, 3 luni proiectare și 33 de luni execuția. Fondurile necesare sunt din bugetul propriu al Consiliului Județean. Tot din bugetul Consiliului Județean am alocat fonduri și în 2017, 2018 și 2019 aici s-au mai făcut lucrări pe acest tronson, deci pe lângă aceștia 7 km care urmează, s-au mai executat 3 km spre, de la intersecția care am venit noi de la Plopana spre satul Lipova până la primărie, deci vreo 3 km și încă 2 km, deci în total 5 și cu acești 7,5 se duc aproape la 12 km. Sunt fonduri alocate tot din bugetul propriu al Consiliului Județean. Mai este un podeț, date tehnice o să vi le prezinte și doamna director dacă e nevoie. De asemenea, tot aici în zonă, anul trecut sau și anul acesta, s-au făcut un jur de 12 km, mă refer acum ca și o rută alternativă, pentru că venim pe la Roșiori în zona aceasta, de la Zăpodia până la Roșiori, 12 km, în care s-au făcut reparații și covor asfaltic acolo în zonă. Lucrările sunt destul de complexe, adică în primul rând, lărgirea platformei drumului, supraînălțarea al drumului, lărgirea și supralărgirea în curbe, realizarea consolidării cu ziduri de sprijin din beton care sunt cuprinse între de la un metru până la 2 metri și jumătate,
rigole, șanțuri, podețe, amenajare, drumuri laterale, precum și toate celelalte lucrări care țin de siguranța rutieră, adică marcaje, indicatoare rutiere și toate celelalte. Cu siguranță acest drum, alături de celelalte investiții de aici, din zonă, vin cumva să întregească toate aceste eforturi, la care se adaugă și drumurile județene cu finanțare externă, și mă refer aici la finanțări de la Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Sunt 7 drumuri prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Toate cele 7 drumuri județene sunt tronsoane de drum care nu au văzut asfaltul niciodată. Deci venim să completăm, să întregim și să asigurăm o dezvoltare unitară a infrastructurii rutiere pe întreaga rețea de drumuri județene. Domnul primar, dacă vreți să spuneți și dumneavoastră ceva, și după aceea am să rog pe domnul deputat, care e săptămânal, e într-un contact permanent cu electoratul de aici. Da. Bună ziua, bine ați venit în Comuna Lipova. Suntem onorați și foarte mulțumiți și așteptam de foarte mulți ani să se întâmple și această minune, aș putea spune că drumurile le-am întreținut, am putut noi o perioadă, dar a fost o povară foarte grea pentru noi ca să întreținem atâția kilometri de drum. A spus dumneavoastră ceea ce trebuie spus, lungimea, valoarea, tot absolut al drumului. Așteptăm cu nerăbdare să înceapă lucrarea, o perioadă, dumneavoastră știți că n-o să dea doamna director ordin de începerea lucrării. Debea așteptăm și noi că avem un proiect care se termină acum și să luăm autorizația pentru cei 14 km de uliți care vor veni perpendicular pe drumul județean, fie din stânga, fie din dreapta drumului. Cu finanțare prin? Cu finanțare prin PNDL, cu finanțare prin buget local. Deci avem uliți și de 200 și de 150 de metri, cum de curând am făcut la Valea Moșneagului un kilometru de drum comunal, care deja este marcat, trebuie să-i facem recepția. Pornind de aici ca investiții la Mulos, o să avem și grădiniță, imediat deja suntem în faza de licitații, s-au înscris deja o persoană sau două, o societate. Valoarea grădiniței este de vreo 1.700.000 de lei. Și v-am spus să așteptăm să ducem până la Valea Hoge. Acum la Valea Hoge, acolo unde s-ar termina aia 7,4 km, este o problemă, se termină undeva la pantă, nici în vârf de pantă, nici jos. Și mă gândesc pe timp de ploaie, de probleme să nu-l arunce asfaltul afară. Acolo o să vedem, dacă nu o să înceapă constructorul, o să mai trecem 100 de metri plus sau minus. Da, domnul primar este modest. Mulțumesc în mod special domnului președinte Benea, că nu este aici, că dacă dânsul n-ar fi fost, dumneavoastră, nu se făcea nimic. Și asta m-a determinat ca acum câțiva ani de zile să plec de la partidul care am fost și să vin la PSD. Cred că vă simțiți mai bine în echipa noastră, nu? Foarte bine. Eu din totdeauna am fost PSD-ist. Știți dumneavoastră care a fost motivul și nu-l mai fac public. Da. Încă o dată vă mulțumesc în numele tuturor locuitorilor și asigur pe cei din satul Mulosu că o să vină și bucățica asta de aici până sus, care e aproape un kilometru, așa, și continuarea de la Valea Hoge către satul nou, iarăși până la limită cu județul Vaslui. Da. Mulțumim frumos. Da, domnul primar, merită tot sprijinul aici în zonă, pentru că iată câte proiecte are. Pentru că, e adevărat, sunt finanțări, pe Programul Național de Dezvoltare, pe POR, pe AFIR, dar să știți că sunt comuni în județul sau comunități în județul Bacău care n-au catadixis să scrie un proiect. Și ca atare n-ai cum să obții finanțare dacă tu nu scrii și nu trimiți și nu faci aceste eforturi. Unul din primarii gospodari, ca să zic așa, ai județului, care ne mândrim. Pentru că iată câte proiecte are în lucru, abia așteptăm să se întregească pe lângă drumul județean, să facă și alte drumuri, uliți,
aici locale și cu siguranță Lipova să redevină ceea ce a fost odată, pentru că într-adevăr o comunitate de oameni gospodari. E adevărat, acum așa au mai scăzut ca în tot județul, ca și număr de populații, dar eu cred că prin aceste investiții facem pe oameni să mai gândească o parte să se întoarcă înapoi sau cei care sunt aici să-și întemeiască aici familia și să rămână aici. Alături de și celelalte programe, pe sănătate, pe social, pentru că și aici un proiect cu UNICEF, atât pe partea de educație, cât și pe partea socială, cât și sănătate, Euronestul, iar vine fiecare cu o bucățică, așa ca un puzzle, să completeze toate, sau să vină în sprijinul nevoilor care s-au identificat aici în comunitatea aceasta. Da, iată, bisericile, mănăstirile și celelalte care vin cu un plus de valoare aici în zonă. Iar astăzi, iarăși, o veste bună, să zicem, vis-a-vis de ordinul UNICEF, spunea domnul primar că așteaptă cu nerăbdare să se dea ordinul de începere. Astăzi, de dimineață, s-a semnat ordinul de începere, am semnat autorizația de construcție, utilajele deja au ajuns acolo în zonă. Chiar m-a întrebat domnul deputat când începe activitatea acolo, lucrările, cred că de mâine pot începe, domnul deputat, și vă rog să... Sunt convins că aveți câte ceva de spus, pentru că sunteți toată ziua aici în comunitate sau permanent legătură. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc conducerii Consiliului Județean că sunt invitat la acest moment deosebit din viața cetățenilor din Milosu și Lipova în general. Un lucru pe care îl reușim astăzi să-l punem în valoare, adică acest segment de drum atât de dorit de cetățenii din satul Mălosu și Valea Hogii. Un aspect pe care cetățenii de aici, și inclusiv conducerea primăriei, domnul primar, domnul viceprimar, ne-l cere nouă încă de acum 2-3 ani de zile de când eram în funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean împreună cu președintele Dragoș Benea, iată că a venit ziua în care reușim să punem pe harta acestei localități un drum care să întregească împreună cu celelalte investiții pe PNDL, așa cum spunea și Sorin Brașoveanu, investiții importante în comuna și în satul dumneavoastră, de așa manieră încât să putem să oferim cetățenilor comunei un confort bun și din perspectiva faptului că ne dorim ca tinerii, copiii noștri să se întoarcă acasă, să investească în comuna lor, să construiască case, să-și construiască o viață liniștită aproape de rudele, de părinți, de soții, de copiilor dragi. Cred că e un moment deosebit istoric în acest moment pentru locuitorii satelor și comunei Lipova. Pe de altă parte, dacă rețin bine de când eram vicepreședinte la Consiliul Județean, județul Bacău are 1000 de kilometri de drum județean, din care vreo 700 într-o anumită fază de modernizare, ceea ce înseamnă betonat și cu asfalt, și vreo 300 de kilometri din pământ și din balast. Iată că de 2 ani jumate, aproape 3 ani încoace, și prin Programul Național de Dezvoltare Locale, pe care eu îl consider cel mai important program al guvernului PSD în ultimii 30 de ani de zile de dezvoltare și modernizare a statelor românești, un program excepțional de investiții, reușim ca acești 300 de kilometri să diminuăm din ei, în sensul că atât la Stănișești, cât la Horgești, cât și la Corbasca, drumuri care nu au fost asfaltate niciodată și erau din balast, reușim să-i aducem la un grad de modernizare compatibil cu cerințele secolului 21. Considerăm cu aceste investiții, așa cum s-a mai reamintit aici, putem pune județul Bacău pe harta cu o infrastructură modernă, cu o infrastructură care să aducă investitori în zonă, cu o infrastructură care să ne permită să dezvoltăm
județul Bacău din punct de vedere economic și social. Ne ținem de cuvânt, ne facem treaba, suntem o echipă puternică, o echipă unită, solidară, atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere administrativ. Am primit încrederea dumneavoastră, am primit votul dumneavoastră și nu vrem să vă dezamăgim. Vreau să cred că firma, constructorul care a câștigat această licitație și din informațiile pe care le am și din ceea ce știu până la acest moment, e o firmă serioasă, o firmă cu potențial și îmi doresc să demonstreze că și la Lipova va face acele lucrări de bună calitate pe care le-a făcut până la momentul ăsta în județul Bacău. Doresc din partea lor o implicare cât mai activă, cât mai dinamică, cât mai serioasă, de așa manieră încât să nu ne dezamăgească și să ne inspire încredere că ceea ce au câștigat ca și proiecte până în momentul ăsta se pot duce la finalitate cu bun succes, cu succes maxim. Vă doresc succes tuturora, vă mulțumesc încă o dată pentru momentul deosebit pe care l-ați creat și spor la treabă. Mulțumim. Mulțumim, domnul deputat. Da, foarte bine ați zis. Eu zic că până acum munca aceasta de laborator a funcționat și de echipă în care fiecare a avut rolul lui bine determinat și încep de acum ușor, ușor munca de laborator, reper, să vadă ușor, ușor în operă prin rezultate, respectând, sigur, toate procedurile, respectând toți pașii, respectând toate etapele privind achizițiile și cadrul juridic, am ajuns acum în care avem contractul cu un constructor, cu proiectant și sigur că ține foarte, foarte mult de modul, de seriozitatea constructorului de a pune în operă toată această muncă a unei echipe în spate pe toate nivelurile. Echipa de la Serviciul Județean de Drumuri, specialiștii, împreună cu Direcția de Specialitate din cadrul Consiliului Județean, Direcția de Dezvoltare, cea care scrie proiecte, sub coordonarea domnului vicepreședinte Pravăț, Silviu Ionel, și a mea personal, încât iată că acum, ușor, ușor, ele trebuie să se vadă. Sunt eforturi la toate nivelurile. De-aia am spus cu o echipă cu roluri foarte bine determinate. De la nivel local, iată cu surse de finanțare și o prezentat aici o parte din proiecte importante de două primari, la nivel județean și la nivel central. Pentru că această echipă a funcționat prin experiența pe care a căpătat-o domnul Ionel Froroiu, deputat acum vicepreședinte și domnul președinte Benea, 12 ani președinte Consiliului Județean, tânăr, știa foarte bine ce nevoile și proiectele și care sunt prioritățile județului care le-am stabilit împreună, încât, iată, acum am identificat cele mai bune surse de finanțare și ele încep să prindă viață. Și fiecare s-a implicat la nivelul lui. Și vreau să mulțumesc că ăsta este, de fapt, nu e niciun secret, asta e rețeta succesului și seriozitatea și faptul că ceea ce am primit vrem să ne ținem de cuvânt. Și aia e foaia de parcurs și nu vrem să ne abatem de alea, să le vedem realizate. Mulțumesc tuturor pentru seriozitate. Acum, nu știu, sigur, constructorii doresc mult succes. Mult succes și seriozitate maximă. Domnul, rog colegii, dacă cineva sau domnul vicepreședinte, doamna director, dacă vreți să mai adăugați ceva, poate mi-o scăpa și vreți să menționați ceva, vă rog să o faceți cu toată sinceritatea. Suntem aici în mijlocul oamenilor și știu câtea bunicii, străbunica mea de aici a plecat, Anchidin, familia Anchidin, este de aici din Lipova, din comuna Lipova, da. Și mă bucur așa să mă întorc la origin și să găsesc oameni care își doresc acest lucru și oameni serioși. Vă mulțumesc mult de tot și vă doresc succes și dumneavoastră de la presă, dacă aveți întrebări sau din sală, vă rog să o faceți. Poate ne-a scăpat ceva. Am încercat să fim cât mai compreți. Da. Cine? Mă rânduc. E consilier? Nu. Avem o porție, un mic drum în sat, care cu ajutorul domnului primar s-a asfaltat.
În schimb, avem foarte mari neplăceri. La ora actuală, dacă se poate merge să vedeți, apa nu mai curge pe șansă, curge pe asfalt. Deci, dacă plouă tare, tare, trebuie să mergem cu 5 mm de asfalt. Păcat de asfaltul ăla care s-a turnat. Porțiunea de beton care este după asfalt. Apa deja a început să sepe, deci sub sub aprăbușire. Vreau ca domnul primar sau dumneavoastră, care sunteți în acest consiliu, în apă, da, poate să poate face un șanț acolo. Care să nu mai treacă apa peste asfalt. Aici... Noi, în perioada ploilor, din 6-7 mai și începând cu 3-4 iunie, știți că au fost acele perioade de câte un sfert de oră, 20 de minute, ploile alea puternici. Deci în fața ploii nu ne putem pune. Văzusem mai recent la televizor câteva zile când indonezii au plouat 1000 de litri la metru pătrat. Gândiți-vă acolo ce problemă este. Dar asta rămâne în sarcina noastră, să venim, după cum am spus, am vorbit deja cu domnul primar de la Roșior, să ne dea un buldo excavator și să facem șanțul ăla. Dar șanțul putem să-l facem și de 7 metri adâncime, dacă nu-l întrețineți, nu se poate rezolva problema. Și mai mult de atât, acolo este un deal nisipos. Ori de câte ori plouă și vine cu aluviuni, duce și colmatează șanțul. Dar nu e o distanță mare, e vorba de vreo până într-o sută de metri de șanț ce este cu totul dacă îl facem. O să ocolim cel puțin de la drum la 5-6 metri, să ne ducem în laniță acolo, curba aceea, și o să preluăm apa mai departe de drum ca să nu mai fie probleme. Eu deja am vorbit cu primarul Roșiori, să vedem când poate să ne trimită buldo și o să clarificăm treaba. Deci nu e o problemă aia, ai o rezolvat. Da. Mulțumesc! Bună ziua! Aș vrea și eu, vă mulțumesc pentru aprobare pentru asfaltarea cu Zahărbunță. În legătură vreau să vă amintesc, dumneavoastră și domnul primar, a fost la capul satului la mine, chiar de la casă, în legătură cu reținerea reaționalului, am o copii, am 6 ani, 7 ani, când nu avem lumină. Și sunt, uitați, mai sunt mai mulți care sunt aici. Dar la mea s-a fost atunci, cum? Da, domnul ministru. Da, domnul ministru Moci. Da, da, da. Nu avem lumină, am copii. Stau fără lumină acolo. Nu pot, m-am fost la EOL. Nu mi-e extind fără aprobarea primăriei. Este adresă venită de la Ministerul Dezvoltării. Prin PNDL putem face extinderi de electrificări, noi primăria, în condițiile în care cetățeanul are toate actele legale, în ceea ce privește autorizații de construire, tot absolut. Atât timp cât acolo ai construit o casă și știi cum ai construit-o, deci noi nu putem face absolut nimic în condițiile astea, ca și instituții, primăria. Da? Că nu era o problemă. Deci un proiect venea, făceam exact ceea ce trebuie, duceam rețeaua până sus acolo. Cu timpul o să o duc, bănuiesc, e unul, e în elul cine o să fie. Dar în condițiile astea, noi ca și instituții nu putem face absolut nimic. O să facem așa din el. Au fost o discuție să le cumpărăm un generator, era mult mai costisitor decât să... Nu, dar nu e soluție generatorul. El consumă un litru de benzină la oră, ți-o lua 6 lei și gândești cam ce consum este. Deci, noi avem în vedere așa ceva, mai avem la Lipova un cătun nou înființat, unii sunt vreo 5 case, e aceeași problemă, deja intră în legalitate și au făcut acte pe teren, i-am ajutat prin cadastru tot să-și facă acte pe teren, autorizații de construire și atunci beneficiază de așa ceva. Pentru că oriunde am merge, ne cer în prima fază proprietatea clădirii, a terenului de acolo. Da? Și o să ne străduim să ducem la îndeplinire și chestia asta. Cum am dus către Poiana Humi, să țineți minte că Lipova au dus. Eu, cât am fost primar, am dus la Poiana Humi, chiar dacă erau din Neamț și nu erau din noi. Da? Și o să ducem și acolo. Cu mențiunea că el a avut casă în sat, dar s-a dus mai sus o leac. El a avut casă în sat? Au vrut să fie mai izolat cu familia. Nu aveam unde să te extind. Familia da. Lărgită. Copii. Păi nu-i problemă, dar... Da, ok. Da. Care nu au... Da. Nu sunt drept să facă... Nu sunt autorizați la timp. Da. Dragi, bun. Sunt care au...
Eu vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc consilierilor locali pentru tot sprijinul în echipă aici alături de domnul primar și a domnului viceprimar. Și noi o să mergem să facem parcurgem un pic pe drumul județean. Să vedem ce facem.